Mulți dintre își doresc o schimbare. Aceasta este concluzia la care a ajuns Marius Mane, candidatul aur pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunădoara, după discuțiile pe care le-a avut în ultima perioadă cu mare parte dintre cetățenii acestui județ. La finele săptămânii trecute, acesta s-a aflat în Valea Jiului, alături de echipa sa și de oamenii locului. Candidatul Alianței pentru Unire Românilor pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara, Marius Mane, ia la pas fiecare colțișor al județului pentru a cunoaște mai bine problemele cetățenilor, dar și pentru a vedea care sunt soluțiile optime pentru a dezvolta județul. Recent a fost prezent în Valea Jiului. De ce fac acest periplu? Pentru a reuși să iau contact cu cetățenii, că până la urmă orice știre și orice nevoie ale lor sunt exprimate prin viu grai și pulsul acestor acțiuni pe care noi le facem în perioada asta când le solicităm votul, trebuie să fie luat de la cetățeni. Mulți dintre ei își doresc o schimbare, sunt oarecum temător pentru că toți cei care au fost înainte le-au promis Marea Cusarea și nu s-au ținut de cuvânt. Eu le-am spus că atâta timp cât am intrat în politică, nu am avut o altă perspectivă decât să încerc să reprezint cetățenii acestui județ, cum de altfel o fac în Consiliul Local al Municipiului Deva de patru ani de zile și cred eu că mi-am făcut cu onoare această reprezentare și am încercat să fiu cât mai transparent în ceea ce reprezintă hotărârile de consilii locale și tot ceea ce înseamnă decizii luate la nivelul UAT-urilor. Sper că atunci când vom ajunge în Consiliul Județean și dacă se va hotărâ lumea cu o schimbare chiar la președinția Consiliului Județean, noi să fim varianta care să le confere cetățenilor într-adevăr schimbarea de care tot vorbim și pe care cred că toată lumea din această țară și-o dorește.